Abia ce am terminat un antrenament așa de dimineață, un antrenament de cardio de 22 de minute, 21, scuze, la care am ars 133 de calorii. Abia respir, a fost intens, dar mi-a venit o idee în timp ce făceam antrenamentul. Îmi cer scuze că sunt atât de roșie, dar asta e situația, sunt și transpirată, imediat mă duc la duș. Însă, ideea care mi-a venit este următoarea. Vreau să vă arăt ce mănânc eu astăzi și nu doar ce mănânc, ci și ce gătesc, practic, pentru că frigiderul este gol de orice mâncare preparată, însă este plin de ingrediente, pentru că am fost ieri la cumpărături și urmează să gătim două feluri de mâncare, o să fac eu ceva, mă rog, feluri de mâncare ar fi doar la prânz și seara, de asta zic că-s două, cam și din dimineața asta de preparat ceva, întrucât mi s-a făcut poftă de ovăz, așa că mi-am luat și ovăz și lapte de ovăz, cred că e, și niște fructe. Mi-a fost poftă, chiar n-am mai mâncat de ceva timp micul ăsta dejun. Și am găsit și zmeură de care mi-a fost poftă și care, de care n-am reușit să mănânc la munte, din păcate, așa că am luat din Oșan. Și urmează să am și niște gustări pe timpul zilei și mă gândeam că ar fi interesant să vedeți ce mănânc eu într-o zi în care fac două antrenamente, pe unul ce, tocmai ce l-am terminat, care a presupus cardio acasă, iar pe după amiază, între prânz și cină, cândva pe la ora 4, mă duc la sală și fac, nu știu, cred că astăzi fac spate și cardio, ceva de genul ăsta. Deci vor fi destul de multe calorii arse astăzi, destul de multă mișcare și am nevoie de forță. Și consider că ce voi mânca astăzi este destul de sănătos și este cumva reprezentativ pentru ce mănânc eu de obicei. Și de asemenea vreau să încep clipul și cu un disclaimer, pentru că știu că la clipurile astea despre alimentație sunt întotdeauna discuții, întotdeauna cineva consideră că ovăzul este sănătos și vine altcineva și zice că este cel mai rău lucru pe care îl poți mânca la micul dejun. Eu consider că fiecare este liber să se informeze de unde vrea, să creadă ceea ce vrea și să mănânce ceea ce vrea. Eu consider că stilul meu de viață este unul sănătos comparativ cu oamenii din jurul meu. Am foarte multe persoane pe care le cunosc care dimineața mănâncă ouă prăjite cu mezeluri și fac asta de ani de zile și consider asta nesănătos, iar eu nu o fac, dar în același timp respect faptul că anumiți oameni vor să mănânce nesănătos sau sănătos din punctul lor de vedere. Este corpul fiecăruia, viața fiecăruia și toți vom suporta sau nu consecințele alegerilor noastre, zic sau nu, pentru că sunt oameni care fumează toată viața și sunt ok și sunt oameni care nu fumează și fac tot felul de boli la plămâni. Pentru că așa este viața nedreaptă, însă eu consider că ar fi bine să avem o viață cât de cât echilibrată ca să ne scădem cumva șansele de a dezvolta tot felul de boli și probleme. Acum, asta nu garantează faptul că așa va fi, că e posibil să te îmbolnăvești fără să se fi întâmplat nimic. Poate ai moștenit ceva sau ai efectiv ghinion. M-am dus departe cu discuția, dar știu că întotdeauna se ceartă lumea, mă ceartă lumea în comentariile clipurile de-astea despre mâncare și eu am avut o perioadă când poate eram cumva mai, nu știu dacă agresivă, dar cumva simțeam că am dreptate și cumva când oamenii, mi se pare că oamenii, dacă te văd că încerci să mănânci mai sănătos, se iau de tine, iar dacă te văd că mănânci total nesănătos, nu zic nimic, nu știu, asta este impresia mea, oamenii care încercăm să ducem o viață un pic mai echilibrată, suntem cei mai certați. Cel puțin ăsta este cazul meu cu oamenii din jurul meu, care țin constant să mi-amintească că fructele au în ele tot felul de chestii, în timp ce ei mănâncă carne la fiecare masă și știm cu toții ce calitate are carnea în ziua de astăzi. Concluzia acestui intro, să zic așa, este că fiecare mănâncă ceea ce vrea. Dacă sunteți de acord cu mine, super mă bucur. Suntem cei mai tari, nu glumesc, suntem cei mai tari, nu vreau să sunem felul ăsta, dar mă bucur că rezonăm. Iar dacă nu rezonați și nu sunteți de acord și sunteți convinși că nu e ok ce fac eu, super, puteți să faceți lucrurile în alt fel și sper să meargă pentru voi și să vă fie bine. Bun, clipul ăsta se duce într-o zonă foarte puțin relaxată și despre mâncare, așa că hai să oprim discuția aici. Mă duc să-mi pregătesc prima mâncare pe care o voi mânca, pentru că înainte să mănânc ovăz, vreau să mănânc niște pepene, pentru că vreau să mă răcoresc, să mă hidratez după antrenamentul ăsta. Am băut un pahar de apă în timp ce am făcut antrenamentul, nici nu poți să bei foarte mult, pentru că iei o gură de apă și după aia în 15 secunde trebuie să începi antrenamentul și simți așa că face go, 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 go și nu e ok. Și by the way, dacă vă întrebați ce port? Port o salopetă de pe Shein pe care am luat-o de pe Vinted. E mărimea M. Are un spate drăguț. Ați mai văzut-o și pe Instagram, cred, sau nu. Aici pe YouTube, nu știu cum să vă arăt spatele. Cam așa. Este o salopetă pe care o folosesc acasă, pentru că la sală nu cred că m-aș simți
confortabil, suport din niște puncte de vedere, e și cam scurtă pentru mine, bureții nu sunt de foarte bună calitate, n-a fost cea mai bună investiție, însă o folosesc acasă, unde este perfectă, e comodă, v-am zis, pentru ce fac acasă, nu trebuie să mă vadă neapărat nimeni în ea în real life, că pe cameră nu se văd anumite detalii, cum ar fi faptul că are niște colorații ciudate pe aici pe abdomen, în fine. Asta a fost. Gata cu intro, promit, tag din gură, hai să mergem să ne apucăm de gătit, de mâncat. V-am zis, gătesc astăzi trei feluri de mâncare, foarte tipice nouă. Mă gândesc cu frică, vă zic sincer, că e 27 august și că imediat vine toamna, ceea ce înseamnă că bye-bye pepene. Eu nu mă las. Într-o zi voiam să cumpărăm pepene de la Carrefour. Și nu mai era nici măcar standul cu pepeni de acolo, adică nu părea că mai urmează să vină și m-am speriat, dar am zis să nu mă las, m-am dus în Auchan, am găsit acolo, însă erau prea marcase car singure și pe aia am cumpărat până la urmă unul din Lidl, în momentul în care eram cu Andrei, măricel și ăsta, dar... Și să știți că pot să car un pepene de 15 kg, nu e o problemă, deși ea cred că aveau și 20 de kg, însă aveam multe alte bagaje. O să vedeți chestia asta într-un vlog următor, că am cumpărat diverse și aveam umerii ambii ocupați și în fine. Ideea e că am găsit la Lidl pepeni, chiar mai erau câțiva și nu păreau că sunt la reduceri sau că sunt majoritatea stricați, erau ok. Așa că eu sper că o să mai țină un pic, fiindcă îmi place la nebunie să mănânc pepene, ador, este un... Să mănânc pepene rece după ce mi-e cald și mai ales că știm cu toții că vine septembrie și nu o să fie deodată 25 de grade cum era pe vremuri. O să fie probabil cald până la finalul octombrie. În fine, sunt tristă, dar mă bucur de moment, mă bucur de pepenele ăsta, care să știți că este bun. E ușor zaharisit pe aici prin mijloc, însă e bun, e dulce, n-ai treabă cu el și o să mănânc castronul ăsta de pepene, după care mă apuc să-mi fac ovăzul și vă arăt cum. Cred că astăzi lucrurile vor funcționa în felul următor. Vă arăt ingredientele și rezultatul final. Pentru că sunt mese foarte, foarte simplu de gătit. Adică nu presupune ceva prea complicat. Pentru micul dejun îmi voi face o porție de ovăz. Pare așa complicat când te uiți atâtea ingrediente scoase pentru un castronel de ovăz. Am, mă scuzați, băutură de ovăz 10%. E luată din Lidl asta, mă rog, cam, nu, de fapt nu e tot ce pe aici e luat din Lidl, astea, trei sunt din Lidl. Aici am ovăz fin, am cumpărat unul nou și să știți că nu am semințe de chia așa cum mi-aș fi pus în mod normal, că îmi pun de obicei 3 linguri de ovăz, 2 linguri de semințe de chia. Nu am, pentru că am avut o invazie de gâze în dulap și a avut de suferit aproape tot ce era acolo, așa că de asta trebuie să cumpăr o nouă pungă de ovăz. În fine, m-am distrat un pic cu gâzele alea. O să pun ciocolată. Acum, mă gândeam să pun jumătate de baton din ăsta proteic de ciocolată. Și să completez cu ciocolata asta. Când am văzut-o, mi s-a părut foarte interesant că e ciocolată albă cu bucăți de cocos și cu cornflakes. Și mă gândeam că ar fi interesant în ovăz să pun vreo două pătrățele. O să pun și o linguriță de unde arahid de pudră de pe Jim Beam, care se cam termină. Nu l-am mai folosit de mult timp, dar e ok, nu s-a întâmplat nimic cu el, nu e nicio gâză care l-a atacat. Așa, și pe deasupra voi pune afine și zmeură. Astea sunt luate din Auchan. Zmeura asta arată și miroase atât de bine, s-ar putea să o mănânc goală pe toată astăzi, iar afinele astea trebuie să mă ajungă cam toată săptămâna. Încă nu sunt spălate, am înțeles că e bine să speli fructele de pădure și fructele în general exact înainte să le mănânci, pentru că dacă le speli, gen, dacă eu spăl tot borcanul ăsta, sunt șanse mai mari să se strice până apuc eu să le mănânc. Uite ce toflogită este asta, asta s-o dau la o parte, gata. Deci mănânc la micul dejun ovăz, imediat îl prepar și vă arăt rezultatul. Gata ovăzul, am adăugat deja afinele și acum o să pun și zmeura. Opa. Am mutat fructele aici, dar nu le-am spălat și cred că o să mai spăl niște zmeură să pun, pentru că văd că e un pic moale și mie să nu se strice. Cam așa. Și voiam să vă zic referitor la ciocolata asta, că mi se pare că miroase a Raffaello. N-am gustat-o, lipsesc doar două pătrățele câte am pus în ovăz, însă miroase exact ca bomboane Raffaello. Deci... foarte tare. Mie alea îmi plac, dar mi se pare că au prea mult cocos și asta cred că are totuși mai multă ciocolată, deci cred că o să fie mai pe gustul meu. Cam asta este culoarea ovăzului. Este incertă din cauza că am amestecat ciocolata albă cu lingurița aia de pudră de unde arahide, cu jumate din batonul proteic de ciocolată, na. De asta e și culoarea asta, dar sper să fie super gustos. Mi-am cumpărat și două banane să le pun la ovăz, dar...
Nu știu ce să fac, parcă astăzi aș mânca zmeura și când o să rămână afinele singure o să pun și niște banană. Pentru prânzul de astăzi, dar evident că și pentru următoarele zile, că e imensă conopie de asta, o să-mi ajungă multe zile, voi găti o supă cremă. Și am luat legume random, efectiv. Am luat, începusem cu pastărnacul, morcovul, cartoful dulce, mă rog, este un cartof normal pe care l-am luat din plața de cartofi de care o să ne ocupăm de seară, ceapă. Am văzut conopirea, zic, hai să iau conopirea, o să pun și niște usturoi, măi, rea n-are cum să iasă, nu fac după o rețetă, în general nu mă iau după rețete în ceea ce privește supele cremă, pentru că e ca la, nu știu, smoothie-uri, ca la ovăz. Pui ce vrei, pui ce-ți place, efectiv, și doamne, așa să iasă ceva bun. Am în iaurt și iaurt grecesc, am în frigider, scuze, și iaurt grecesc, am și niște smântână lichidă tot în frigider, s-ar putea să pun smântână lichidă când o dau la blender, o să gust și mă adaptez. Din păcate nu am legumele alea uscate de la Sanovita, cred că erau, pe care le foloseam, pentru că au făcut gâze, normal, și o să mă descurc cu ce am aici, niște sare și cam asta este. Le curăț, le pun pe toate în oală, le pun la fiert acolo jumătate de oră, după care le dau la blender și revin cu rezultatul final să vedem ce culoare va ieși supa cremă de astăzi. Bănuiesc că o să fie relativ drăguțică și deschisă, pentru că majoritatea va fi conopida, care este albă, deci n-are cum să fie foarte, foarte rău, sper. Așa arată legumele tăiate în oală, am pus deja la fiert. O să iasă atât de multă supă, încât o să mănânc și, nu știu, de Crăciun. Deci la Crăciun nu o să mănânc sarmale, o să mănânc conoare din supa asta, pentru că, Doamne Dumnezeule, chiar conopida am tăiat-o ultima și văzând cartofii, morcovul, păstâna cu ce am mai pus acolo tăiate, eram gen, ok, sunt efectiv 2% din oală, ce mă fac? Și pe aia pun în conopindă, zic, wow. Dacă iese bună, chiar nu mă deranjează să mănânc din ea până la Paștele viitor. Poate auziți pe fundal cum fierbe supa, că sunt relativ aproape de la gaz. Mi-am luat să mănânc niște semințe din astea de floarea soarelui decojite, cât lucrez, am de editat un clip. Și o să mănânc puține, promit. Punga asta are 100 de grame și în total ar avea 648 de calorii. Deci dacă mănânci chestia asta, mănânci 700 de calorii. Nici n-ai cum să mănânci atât de multe. Mănânc câteva, așa ca gustare, și abia aștept să se fiarbă supa, că mi-e fumică. Supa a ieșit surprinzător de drăguță. Culoarea e foarte faină. Mulțumim special morcovului și cartofului dulce. Am și răcit-o între timp ca să pot să o bag în frigider, că știți cum e. Când e cald afară, se strică mâncarea mai repede, în fine. Este absolut delicioasă și nu zic asta doar pentru că am făcut-o eu, dar chiar a ieșit foarte bună. Gustul conopidei nu este prea intens, nu se simte doar ea. E și dulceagă, e aromat, îmi plouă în gură, că abia aștept să mănânc. Am pus aici o felie din aia de pâine, cam așa, din aia prăjită, de o cumpăr direct prăjită. Eu le folosesc ca și crutoane, uneori eu pun, nu știu, o brânză tartinabilă pe ele, în fine. Și am sfărâmițat-o și am pus-o aici, iar aici am o lingură mare de iaurt grecesc. Cam asta e. Este, asta mănânc la prânz, super bun. Și insist pe faptul că supa cremă este un izvor nesfârșit de idei de mâncare, să zic așa. Am perioade când nu mai fac supă cremă, dar după aia când revin, cum e în perioada asta, mă gândesc, zic, Doamne, e perfect să mănânci o supă cremă la prânz. E și super slab calorică, e sănătoasă, e ușoară și poți să spui efectiv un castron plin, că o să, nu o să aibă foarte multe calorii, dar o să te simți full și e și sănătoasă, again, deci da, sunt din nou în perioada aia în care mănânc supă cremă non-stop și poți să variezi, efectiv, în fiecare săptămână, să cumperi alte legume și alte legume și gustul este un pic diferit. Evident că poți să pui iaurt grecesc sau nu, eu n-am mai pus până la urmă, să știți, smântâna lichidă în ea. Puteți să puneți, puteți să nu, puteți să faceți legumele la cuptor după care să le dați prin blender, sunt atât de multe variante și e o masă fără carne, mi se pare super bună. M-am întors de la sală și cât eram pe bicicletă mă gândeam numai la para asta. Am cumpărat ieri din Lidl două pere, în ideea în care m-am săturat de nectarine, piersici, prune. Mi s-a luat, am mâncat o grămadă în ultima lună și am zis să mai iau o pauză. Și am luat trei pere, două genul ăsta și una verde, așa cu roșu. Din aia n-am mâncat, nu știu cum e, dar ieri am mâncat-o pe cealaltă din aceeași gamă, îmi vine să zic că nu e gamă, în același soi, și a fost delicioasă, senzațională, deci dacă și asta e la fel, m-am scos. Iar aici am un pepene pe care l-am cumpărat un pic mai devreme, de la un aprozar, pe care vreau să-l tai în două și să-l pun la frigider. Sper să am mai mult baftă cu el, pentru că am mai cumpărat un pepene galben recent și, de fapt, nu.
ultimul pepene galben pe care l-am luat, mă rog, l-a luat Andrei, pentru că nu găsise la Carrefour pepene roșu, cred că v-am mai povestit, și era groaznic, avea gust de nimic, era tare ca piatră, l-am aruncat la gunoi. Iar penultimul era soiul ăsta, dar nu mi-a plăcut. Sper că ăsta e mai bun, miroase un pic mai bine și arată un pic mai bine ca acela, vom vedea. Uite că de data asta nu v-am mai arătat mai întâi ingredientele, după care procesul, după care așa cum am zis că o să fac. Dar cred că rezultatul reflectă ingredientele, că nu e foarte complicat. Cartofi care au stat la cuptor și care s-au rumenit pe o parte și sfărâmițat pe alta, superb. Sunt cartofi efectiv tăiați cu sare, un pic de ulei pus la cuptor. Iar aici am niște mușchi de porc. Da, pulpă de porc. Pulpă de porc care a stat la cuptor mai întâi cu multe condimente și usturoi, după care am adăugat o sticlă de sos de roșii făcut în casă și am mai stat acolo un pic cu sosul de roșii și cam asta este. Am stat mult să se facă cina asta. E 8 aproape și suntem aici de 2 ore, nu știu. Ne uităm la reluarea de seară de la Insula Iubirii și mai amestecăm în... Mai amestecăm, acum s-a terminat mâncarea, evident. Mai amestecăm în tăvi, mai întoarce carnea, mai... Da, asta mâncăm la cină. Hai, poftă bună. Știi cu ce mergea? Cu niște murături. Okay. Sau o salată, frate, trebuia să luăm salată verde. Sau de vară, sper. Da, cred că mergea bine. Și era bine că ne vinți de acum. Aie. Vrei socată? Da? Da. Nu, dar vreau și eu din ăla. Ce vrei? Din pahar de la. Un pahar rece? Mm-hmm. Doar pentru unele persoane am mai socată de la Lidl. Asta la rece. Mi se pare că socata merge bine în timpul cald. Și eu... O să treacă vara. Tu ești trist că trece vara sau ești vesel? Sincer? Ești vesel, nu? Nu mai vreau căldură. Nici eu nu mai vreau 36 grade. M-am cam săturat. Adică vreau toamnă. Nu vreau nici iarnă. Și eu vreau toamnă. Chiar îmi place toamna. Mi-am gândit că ani de zile... Fii ploios așa un pic. Da, ani de zile am urât toamna. Și efectiv în clasa 12 am avut într-o zi o realizare și m-am uitat în jur în grădina publică și mă gândeam, zic, păi, frumoasă toamna, eu am urât-o cum începea școala. Da. Știi? Bun. Am mâncat niște pepene galben, dar am uitat să vă filmez. Nu e cel mai bun pepene, dar măcar n-are gust de carton. E ok, adică a fost bun. Și cum am uitat să vă arăt pepenele, am zis măcar să vă revanșez și să vă arăt activitatea mea de la ora... Stați așa, 11 și 8 minute. Și anume am făcut omletă și nu orice fel de omletă. Am murdărit 4.000 de chestii pe care le-am și spălat între timp, că m-am obișnuit să las bucătăria curată. Aici este o omletă făcută din ceapă verde. Care, uite, se și vede, dovlecel, ouă, brânză, un caș super delicios, sare, piper și cam atât. Am făcut din 6 ouă și asta este micul dejun al lui Andrei, are mai mult decât mine și ce a mai rămas în tigaie, că m-am gândit totuși să nu-i umplu până sus de tot, am pus aici în castron și cred că asta o să fie micul meu dejun. E foarte delicios, adică așa a fost și obțin data trecută când am încercat, dar îmi imaginez că și acum e foarte bun, că nu sunt ingredientele diferite, am schimbat eu un pic ordinea, am pus mai întâi ceapa și dovlecelul, l-am lăsat un pic să scadă, că știți că dovlecelul are multă apă, am pus brânză, în fine. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clipul meu și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Sper că v-a plăcut genul ăsta de vlog, așa, vlog combinat cu mâncare, combinat, mă rog, ăsta a fost subiectul principal, dar... Sper că v-am dat o idee și uite, un bonus la final de clip, o idee de mic dejun super delicioasă, cu o roșie, un castravete lângă, merge foarte bine. V-am pupat, aveți grijă de voi și mâncați ceea ce vă face pe voi să vă simțiți bine, pentru că suntem fiecare responsabili de corpul nostru și ne suntem datori cu respect și să ne facem fericiți. V-am pupat, pa!